Astăzi sunt un șobolan gigantic și o să mănânc tot ce prind în cale, pentru că v-a plăcut data trecută. Ia uite, like, subscribe, vă place animația? Pentru că v-a plăcut data trecută Tasty Planet Forever și vă mulțumesc pentru like-uri, pentru susținere. Ei bine, avem două animații de abonare, de like-uri, tot ce vreți. Sper că vă place, nici nu mai știu, asta a fost adevărat sau asta? Bă, nu mai țin minte deja. Nu, asta n-a fost, ia vezi. Bă, hai că e mișto. Bun, deci astăzi fiți atenți. Bine, noi am început puțin, de fapt am început bine jocul sau nu? Am jucat cu albinuța data trecută. Dacă nu v-ați uitat la episod, vă invit, pentru că de la o albinuță mică, o vedeți aici deasupra mea, am ajuns să mâncăm toată planeta. Ei bine, pentru că eu am mai jucat în trecut joculețul, mergem mai departe la șobolan, da? Și vedeți că eu am deblocate toate nivelurile. Practic, nivelul 1 este doar începutul. Tu la nivelul 12 completezi toate nivelurile din spate. Deci, practic, dacă îl ai deblocat deja, joci tot capitolul, știi? Și uite, la asta cu scama nu l-am. Dar poate ajungem acolo, astăzi cu șobolanul o să fie foarte distractiv, pentru că jucăm direct nivelul 12, adică, v-am zis, conține toate nivelurile și sunt un șobolan micuț și drăguț, ok? Iar eu trebuie să mănânc, ia uite. Ok, v-ați speriat unii dintre voi că, vezi, doamne, nu mai joc Roblox, nu știu ce. Nu, Roblox-ul continuă pe canal, dar sunt multe jocuri mișto pe care aș vrea să le jucăm, ok? Nici nu știu ce e asta, e o furnică? Wow, habar n-aveam că șobolanii mănâncă furnici. Dar dacă nu știți despre ce e vorba în joculeț, e bine, eu o să mănânc și o să devin din ce în ce mai mare. O să vedeți că o să reușesc să mănânc toată planeta. Deci de la furnica asta micuță. Dacă noi suntem un șobolozaur așa mititel, dacă știi cum arată o furnică în viața reală, vei vedea că e foarte mică furnica. Deci șobolanul de obicei e mai mare. În fine, o să îi zicem șoricel, ok? Nu șobolan, că e și el un șoricel gras și drăguț. Bun, trebuie să îngrășim șoricelul acesta. Acesta, ce am zis, acesta. Bun, nici nu știu. A, e termită, mă, uite, scrie sus deasupra mea. De fapt, în stânga sus. Și uite, gândecelul acesta o să-l mâncați voi dacă nu dați like. Ok, cred că trolez puțin prea mult. Ia, ce asta? Ceva gândac? Nu, gândacul acesta mare pe care nu puteam să-l mâncăm. Unde a dispărut? Nici nu știu. Bun. Da, trebuie să ne facem mari și o să mâncăm lucruri din ce în ce mai mari. Uitați-vă în stânga sus, că e o bară cu galben sau cu portocaliu. Uite, vezi, nu pot să-l mănânc. Dacă pot să-l mănânc, apare un... Ba da, uite, acum apare un chenar, vezi, lângă el. Boing. Și l-am mâncat. Vezi că e tare rău de tot, joculețul. Și am văzut că a fost nostalgic pentru voi. E și pentru mine, sunt mai multe jocuri din seria asta. Deci o să mai facem episoade. Trebuie doar să... cocoșați, like și subscribe, ok? Bun. Vedeți că eu am crescut deja și mă urmărește un crab să mă mănânce. Deci, cum noi mâncăm pe ăștia și el vrea să ne mănânce pe noi. Mamă, ăsta e șobolanul suprem, ia uite-l ce gras e! Nu putem să-l mâncăm pentru că trebuie să creștem, bun. Și dacă mâncăm gândacul, ăsta e ultimul pe care l-am deblocat ca să-l putem mânca. Și ne dă cel mai mult, cred. Da, ne dă, cred că în dreapta sus ne arată, nici nu știu. Bun, și vă îmi spuneți cu ce animăluțe vreți să mai facem, că mai avem o pisică, dar să vedem și șobolanul ăsta, că la fiecare animăluț este diferit, ok? Bun, momentan e puțin dificil până cresc. Amă că e tare melodia. A zis cineva că e muzica de pe fundal de la Kaufland. Abar, n-am de unde știți voi melodia aia, n-am auzit-o. Ok, o să fie și binoclul acesta, vedeți? O să putem să-l mâncăm. Deja m-am făcut grăsan. Uitați-vă în stânga sus, că scrie 6 cm. Deci la 6 cm sunt destul de mititel. Ok, o să vedeți că ajung să fiu de 5 km. Adică foarte mare. Gata. Cine nega? M-am mușcat. Cine nega să le-au clopat? Ok, dacă ne mușcă, ne pierdem din mărime, ne pierdem din scor, deci ne pierdem progresul. Dar ăștia sunt mari și grăsani ca noi, deci ne vor da multe puncte. O să vedeți, ăsta e un ciop ce. Ok. Bun, și sunt foarte multe jocuri. Bă, sunt foarte multe jocuri pe care vreau să le mai încerc pe acest canal al nostru. Canal, ce am zis, bă? Ok. Așa că o să mai vedeți o groază de joculețe în următoarele zile. Momentan mai facem episoade cu acesta, dar deja avem plănuit ceva mișto cu Insanity, cu Nocivanii, o să vă placă. Așa. Ok, bun. Ok, deci putem să mâncăm tot. Vedeți și ciobul ăla sau nu știu ce.
A, mănânc iarbă? What? Șobolanii mănâncă iarbă? Ăsta e un armadillo, cred că se zice în engleză? Este un furnicar în română? Cum se zice? Habar n-am. Wow, ce e jos aici? Bum, l-am mâncat! Ok. Bun, 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 bun. Deci vedeți că am două... A, era un disc? Bă, șobolanul ăsta al nostru nu e un șobolan normal. Mănâncă orice, bă! Deci ce nu mănâncă? Opa! Ia vezi jos? Ha! Tarantulă! What? Eu acum am văzut că e tarantulă. Oh! Pot să mănânc armadillo sau... Nu știu cum se numește, furnicar. Ba, e zebra! Zi, mă, naf! Nu! Am pușcat zebra! Mă, ce? Nu! Zebra drăguță! Deci noi trebuie să ne ferim, e ca un trafic. Trebuie să ne ferim... A, puteți să-l mâncăm, lol! Ha! L-am mâncat că am pușcat zebra. Așa trebuie, șobolanis. Dar fii atent că eu sunt un șobolan care... Un șoricel care mănâncă oameni? Dar am 80 de centimetri? Și un om are 2 metri, cât are? Deci suntem mititei, dar... Nu știu, avem stomacul mare? M-a lovit ceva, dar... Deja mâncăm orice, dacă observați. La, la. Ok, 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 zebra! Nu, mașina! Mamă, elefantul! Elefantul Cici! Oba! Ia vezi, mă, bă, zebra. Nu, ulei, ai girafa. Ok, deci mâncăm toate animalele, dacă observați corect. A, zebra, zebra. Avem 1.75 metri. Deci ajungem pe la înălțimea voastră. Că mi-ați zis că aveți 2 metri la 10 ani. Ok. Sunteți cam înalți dacă mă întrebați pe mine. Așa. Bun, am mâncat și zebra și leul. Știu că v-ați întrebat ce înălțime am eu. Mă vedeți aici la avatar că sunt mai copil, așa sunt mai mititel, deci n-am înălțime mare ca voi, 5 metri la 10 ani. Ok, 2 metri 23 are șobolanul. Aba. Bă, ce am mâncat acolo? Zebra, girafa, leu, gata, mă mănânc și girafa. Deci mai am elefantul și mașina. Avem 2,61 metri, deci din punctul ăsta o să vedeți că o să creștem extrem de mari. Adică deja după ce încep să mănânc mașini. Dar fii atent că elefantul nu ne atacă. Adică e prietenos. Gata. De aici începem cu elefantul. A, dar nu orice elefant. Pa, 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 para. Da, 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 ra. Bă, îmi place melodia. Nu vă relaxează? Wow, eu am mai jucat jocul ăsta în trecut. Și e într-adevăr nostalgic. Fii atent că o să le consum baza. De unde veneau oamenii ăia? Bă, frate, asta e un joc foarte mișto pentru că doar te relaxezi, îl joci, e nice, ok? E și pe telefon, mi-a zis unii dintre voi, deci asta e mișto, am mâncat elefantul Cici, bum, 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 și am 7 metri. Opa, văd că se termină nivelul, deci șobolanul nu mănâncă chiar tot? Înseamnă că eu credeam că zic cu toți ajungi să mănânci planeta, doar 10 metri? Are șobolanul? Ia vezi, wow! Știu că de obicei te face mai mare ca planeta, dar poate a fost doar la albina aia. Dar stai să vedem ea, că sunt curios. Fiecare animal în parte, oricum deja are 10 metri. Da, șobolanul, deci gândește-te cât de mare e. Mamă, să vedeți că mâncăm toate clădirile astea. Avioane am mâncat! Deci voi nici nu știți cât de mare e un avion. Bun, băgăm niște copăceni, niște elefanți. Ok. Încă nu putem clădirile. Cred că ne trebuie 13 metri. Mai mult de 13 metri? Nu ne lasă, bă, fii atent. Mamă, am consumat tot. Gata, începe. Yummy. Hashtag yummy. Bă, frate, cât am mâncat de aici. Tot ce se putea mânca în 30 de metri. Aaaa, a fost nebunie. Vezi, n-am scorul maxim, 26.000, probabil trebuie să mă grăbesc mult mai repede. Dar, nu vă impacientați, nu mai știu să vorbesc. Pentru că avem caracatița. Hai să ne jucăm puțin și caracatița să vedem. Pentru că, zic, caracatița vine din apă. Și asta e mișto. Din păcate, oceanul pare că e poluat. Bă, nu mai aruncați în ocean. Uite-te, știu câtă mizerie. Of, și problema e că... Noi poluăm, noi oamenii poluăm oceanul și după aia săracele vietăți consumă ce aruncăm noi.
Of, 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 of. La Caracatis o să fie mai interesant, pentru că am văzut eu, înainte să începem nivelul, aveam scorul cel mai mare 40.000. Adică, noi la ăla anterior, aveam scorul cel mai mare la steluța 3, 20 ceva de mii. Deci aici o să fie dublu, deci cred că o să creștem foarte mari. Ce pot să mănânc eu? Bă, dacă, fii atent, dacă existau pești sau viață acvatică să mănânce plasticul din ocean, era perfect, că aruncam gunoaiele în ocean și mâncau ele. Dar nu prea funcționează așa. Adică ele le mănâncă, apoi se îmbolnăvesc și mor, deci nu e bine, nu e bine. Nu e bine deloc. Bun, am mâncat niște capace. Astea se respawnează, cred, unele, ca să putem să evoluăm noi. Avem... A, bă, ce-i ăsta? Candy wrapper! A, mă, cine aruncă bomboanele în ocean? Deci dacă e o chestie care mă enervează, este să arunci mizeria pe jos. Bă, urăsc asta! Nu vrem cu toții să fie curat, nu ne place când e curat. De ce unii oameni aruncă pe jos? Nu e ok. Nu e ok. Deci fiți atenți, în Japonia nu există tomberon. Foarte interesant, adică să zicem că tu mănânci o gumă sau nu știu, mănânci ceva și vrei să arunci, mănânci o bomboană. Nu există tomberoane în oraș, deci nu există. Îl bagi în buzunar și te duci acasă și îl arunci. E interesant conceptul și oamenii sunt foarte disciplinați și chiar nu s-au învățat și nu aruncă pe jos, deci nu aruncă nicăieri. Adică la noi avem tomberoane peste tot și tot nu aruncă lumea, aruncă direct pe jos. Bun, am luat capace, văd și niște peștiuți. Avem RAS, WRASS. Data trecută mi-a zis voi că pasărea era pasăre colibri. Wow, bă, da, știe lumea de pasăre colibri. Deci voi chiar ați studiat la școală. Bun, hai să mai luăm paiele astea. Ok. Opa. Perfect. Aha. Trebuie să mai... Bă! Ce mă, la porcul spinos? Nu e bine, nu e bine. Ah! Hai să băgăm peștiuci ăștia repede. Gata, vedeți, se respawnează. Avem 9 cm, mai avem de crescut. Trebuie să luăm paharele astea de cafea. Mamă, dacă erau vietăți care să mănânce plasticul. Mai știți cât de mari erau astea de plastic? Uite ce mici s-au făcut. Pentru că am crescut noi prea mari. Doza de suc. Nu știu pe telefon cum controlez caracterul, că aici trebuie să dau foarte mult din mână, că îl mișc cu mouse-ul. Hai mă, gata. Pot să bag paharele de cafea, care văd că vin non-stop. De aici o să creștem repede, că sunt multe. Trebuie să-l mâncăm pe ăsta spinos, dar... sticla de bere. Fii atent că am curățat eu oceanul. Deci uite ce curat e. Hai mă că-ți place, n-are, nu se poate să nu-ți placă. A, știu mă, și o să sărim în aer și mâncăm păsările, mamă, vezi că o să fie tare. Deci n-are de ce să nu vă placă jocul acesta, vă invit din nou, haideți cu un subscribe, să ne strângem cât de mulți pe canal dacă vă place conținutul, să vă recomand YouTube-ul mai departe când încarc videoclipuri, că uneori nu vă trimite, așa că da, dacă ești abonat, dai like, e perfect! Bun, deci avem pungi, uite, poți să-i mănânc, gata, nu mai are cine să ne înțepe, ci că e leu de mare. Lion fish, leu pește. Abar n-am ce e. Da, a apărut un pește nou. Mamă, cum se numește peștele ăsta? Nu știu. Pescărușul nu pot să-l mănânc încă. Așa că ne ducem la dreapta. Luăm plasticul. Ăstea pot, dar punga nu. Aha, ia uite aici. Mamă, i-am prins pe toți. Mamă, ce nasol, că punga asta stă peste tot. Așa măcar anumite gunoaie plutesc sau sunt jos de tot. Punga e oriunde. Wow, fii atent. Mamă, e pericol acum. Că mâncăm pescărușul, tu-ți dai seama? Deci eu nu știu dacă există în viața reală pești care să sară din apă să mănânce păsări? Mamă, e nebunie, tu-ți dai seama să faci așa ceva? Ca și pește? Adică poate mai prinde pescărușii care stau pe apă, știi? Dacă să sară din apă, să-i prindă, wow! Și cu cât ne facem mai mari, cu atât sărim mai mult. Noi trebuie să prindem neapărat pescărușii, știți? Că ăștia ne vor da foarte mult. Aha, perfect. 44 de centimetri. Nu știu ce... ok. Au apărut alte gunoaie mai mari. Roată? Ce caută roata de... Ce caută cauciuc în ocean?
Asta nu mă gândeam, la plastic sau așa, dar la cauciuc? What? Ok. Hai să... Oh, peștiucu! Bă, n-am văzut ce nume avea. Parrot, ce e papagal? Pește papagal. Ok, are sens. Ia uite, bă, cât de mare sunt. Deci avem 58 de centimetri. Deja mâncăm butoaie. Mamă, cât de mare e rechinul ăsta, bă! Ce ne facem? Trebuie să avem grijă la el, că e jale. Mai avem niște pești. What? Mașină sub apă! Ce, mă? A, deja pot să iau pești ăștia. Perfect. Hai să vedem ce putem mânca de pe aici. 20. Au fost butoaie alea. Tu îți dai seama cât de mare e un butoi? Și reușim să-l mâncăm? Oameni! A, nu! Bă, să ne consume pe noi. Deci mâncăm oamenii care intră sub apă. Deja suntem spaima oceanelor. Și fii atent că îi mâncăm. Deci nu mai rămâne nimic în urma lor. N-o să afle nimeni ce s-a întâmplat cu ei. Hai mă, pe bune, o saltea? Cine aruncă salteaua în ocean? Aia n-ar trebui să plutească? Nici eu nu mai înțeleg ce se întâmplă. Ăștia vă că vin în continuare. Și ce amuzant? Că nu-i mănâncă rechinul, dar-i mănânc eu pe oameni. Adică n-are sens, părerea mea. Mamă, avem un metru! Wow, să vezi un... O caracatiță de-asta la 2 metri sub apă. Vezi că e nebunie. Ok, deci căutăm... Cred că oamenii ne oferă cel mai mult. O să putem să mâncăm rechinul ăla. Da. Pescărușii... Nu cred că ne mai oferă așa mult. Wow, barca! Fii atent când ne ducem mai adânc, ați observat? Wow, deci fii atent cât de adânc ne ducem. Drrr, scanăm tot. Perfect. Mai jos. Ba, nu pot să iau rechin. Mamă, al rechin mai mare. Wow. Fii atent cât s-a mărit oceanul și o să putem să mâncăm bărcile. Da, mă, e nebunie, crede-mă. Ia, hopa. Gata și cu rechinii. Și suntem abia la jumătatea nivelului, deci gândește-te. Ce nebunie e aici. L-am mâncat și pe ăla. Dă-i mai departe. Opa, opa. Perfect, perfect. Boom! Tot am mâncat. Aha. Ok. Deci vin bărcile. Avem elicopter. Fii atent că stau pe barcă, dar nu pot să o mănânc. Mașinile, în sfârșit. 3.1 metri. Ok. Avem rechinașii, mai e un singur rechin pe care nu putem să-l mâncăm, cred. E unul destul de gigantic. Aha, 3 metri și ceva avem. Barca aia o să ne hrănească foarte bine. Odată ce putem să o mâncăm. Deci, vedeți că mă tot plimb pe aici, încerc să mă hrănesc. Elicopterul! Mamă, cât sărim! Uite, el ne arată cu galben, vezi? What? A sărit barca! Moment epic! Oba! Ok, mai vine? Aha, 4.22. Hai mă, mai vino! Wow! Mai vino din nou! Fii atent că-l campăm aici! Mai apare? Da, lol! No, hai să lăsăm câțiva să apară. Ah, gata, mă, mâncăm barca! Pa, pa, avem ci... What? Submarinul! Avem 6 metri, nu ne mai oprește nimic. Ia vezi cât sar, lol. Pot și rechinul ăla mare. Și pot să trec prin piatra asta acum. Vedeți? Pe aici n-avem acces și sunt alte gunoaie. Mă duc. Deci fii atent, mă duc pe insulă. Cred că o să putem să mâncăm hotelul. Ceea ce e nebunie. Ok. Perfect. Hai să ne ducem la suprafață. Momentan ăla nu putem să-l mâncăm. Opa. Dar barca, da, avem 14 metri. Bă, cât de mare e! Deci, efectiv, toată lumea ar trebui să știe de noi și să fugă, să nu vină niciodată aici. Adică dacă ai ști eu caracatiță la 14-15 metri, n-ai mai venit niciodată. Ia vezi că sunt mai mare. Când se dă așa zoom out, what? Gata. V-am zis că vine guvernul și ne atacă. Baloane. Ok.
Deci guvernul e pe urmele noastre, nu nimeresc. Trebuie să putem începe să mâncăm submarinul ăla sau ce. Gata. De aici e foarte ușor. Ia vezi câte hoteluri sunt. Boing, 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 boing. Tot am mâncat. Hai bă, că nu nimeresc. Dă-i 30 de metri. Bun, 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 bun. Ne ducem drept în față. Alim tot. Cred că o să pot să mă... A, gata. Ia vezi, pai noștri, că fug. Voi trebuia să mă opriți, dar vă mănânc și pe voi. Aha. Gata, mă. Ce nu mânc... Wow, am mâncat toată... What, ăsta e mai mare? N-aveam acces la el. Am mâncat toate hotelurile. Aia nu știu ce e. Hai să vedem ea. Bă, dar repede mergem. Nici nu mai știu ce mănânc măcar. Aude-i pe ăștia ce fug de noi. O, dar sunt cam multe submarine, sau? Opa, opa. Gata. Ia vezi aici. 100 de metri. Gata. Vezi că a fost nebunie. Wow, aproape o stea. Bun, deci am făcut primele 3 niveluri. Albină, data trecută și acum zi, șoricelul și caracatița. Urmează pisica, asta o să fie mișto, cred. Și după aia rechinul, mamă. Vezi că e mișto. Deci, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe. Ne vedem data viitoare, pa!